Dragii mei, dragile mele, ce faceți? Sper din suflet că sunteți ok. Eu sunt bine. M-am ars un pic, am fost la apă cu fetițele, da, aici la noi în zonă, ca un fel de mini mare, să zicem așa, la lacul Transimeno. Și am făcut plajă, ne-am distrat și uite că m-am ars, da? Un pic, adică m-am ars, m-am bronzat, mă ustură pielea, m-am dat și cu iaurt și cu cremă. În fine, și pe fetițe, ce se face, asta este, așa este vara. Eu iubesc mai mult vara, dar nu iubesc căldura mare, mare, că nu mă simt bine, dar mai mult vara decât iarna. Iarna iubesc sărbătorile de iarnă, da? Când împodobim pomul și cântăm colinzi și datinile. Am intrat în această seară să vă fac cafeluța lunii iulie, în două variante, să zicem o cafea generală. Nu este personalizată. Înainte de a vă face această prezentare, aș vrea să clarificăm niște lucruri, da? Una de toate, eu noaptea stau și lucrez, da? Pentru voi, toți cei care apelați la mine și mie nu-mi convine să fiu deranjată la două noaptea, la trei noaptea când eu lucrez, sunt persoane care mă sunați. Încetați să mă sunați că nu vă mai răspund. Al doilea, a doua chestie. Sunteți mulți care v-am pe WhatsApp fără nici măcar o poză, fără nici măcar un nume. Îmi spuneți mereu, salvați-mă dumneavoastră, scrieți dumneavoastră. Nu, este interesul dumneavoastră, cei care apelați la mine, să mă salvați voi pe mine, pentru că voi aveți nevoie de mine, nu eu de voi. Da? Asta, în altă ordine de idei, vis-a-vis celor care vă plângeți mereu că nu aveți bani. Da? Eu înțeleg, eu am lucrat și lucrez și în prezent și pentru persoane care nu au posibilitate financiară, pentru că înțeleg pe toată lumea. Dar culmea culmilor este faptul că mi se întâmplă în ultimul timp că ajut oameni gratis, da? Păi doamna Cristina, știți, nu am bani. După care vii cu altă dorință și cu altă dorință. Nu se face așa. Eu dacă îți dau un deget, nu trebuie să-mi iei toată mâna, da? Vis-a-vis persoanelor care aveți cazuri foarte, foarte grave, am rupt de la mine ca să iau și lumână, pentru că tot ce folosesc eu este din ceară naturală, majoritatea lumânărilor, și este vreo 3 euro o lumânare. Ia să cotiți voi câte lumânări îmi trebuie mie la ritualuri, da? Care eu în fiecare seară le lucrez pentru cei care am lucrări deschise, da? Și pentru banii care iau, eu nu cred că, cum să zic eu, alta în locul meu ar face, pentru că mulți veniți și vă plângeți că vi s-a luat 600 de euro, vi s-a luat sume colosale, unde eu nu lucrez pe sumele colosale, da? Deci vă rog frumos să nu mai apelați, în special cei care sunteți pe WhatsApp și care nu aveți poză la profil. Deci, dacă nu aveți o poză, lăsați, puneți-vă o poză cu ceva, o frunză, o ceva, dar măcar numele să-l aveți, pentru că eu nu vă mai ajut, da? Persoane cu număr de telefon. Nu am timp să stau să vă salvez vouă numărul. Voi trebuie să faceți lucrul ăsta dacă aveți nevoie de mine, da? După care mai sunt alte lucruri care eu o să mă fac un pic mai dură și un pic mai rea, pentru că văd că bunătatea e arma prostului, da? Deci mai sunt alte lucruri care mă deranjează. Eu în fiecare seară trimit pozele ritualurilor mele. Nu sunt poze, dragii mei, luate așa de pe internet. Am înțeles multe persoane spune, doamna Cristina, poza asta am mai văzut-o undeva. Este fix problema ta. Dacă cineva intră pe profilul meu, da, și îmi fură pozele, eu n-am ce să fac. Eu nu fur pozele nimănui. Alea sunt ritualurile care le fac eu, da? Cei care nu aveți încredere, apelați din nou la persoanele care vă usucă de bani și nu stă de vorbă cu voi, pentru că și eu am făcut o încercare și am sunat aici o doamnă și pentru jumate de oră mi-a luat 60 de euro ca să vorbească cu mine. Eu am făcut-o doar la vrăjeală, că vroiam să văd cum funcționează treburile, da? Să văd și eu ce fel de oameni ce... Și vă spun că nu mi-a spus nimic adevărat, da? 60 de euro, jumătate de oră. Deci nici nu face ca mine că eu întâi te pun să spui numele tău, data nașterii, chestii trestii, îți spun care e problema și după aia cer bani, da? Sau dacă vrei o etalare mai amănunțită, da, plătești, normal, că n-am ce să-ți fac. Acum, hai să fim obiectivi, toți sunt oameni, toți trebuie să facem ceva. Și la biserică, când te duci, plătești slujbe pe 40 de zile, plătești lumânările din biserică, plătești mirul care îl cumperi, da? Tămâia. Un preot când vine să-ți facă o slujbă acasă, trebuie să-i dai bani. Dacă îți face o slujbă de mormântare, trebuie să-i dai bani, da? Dacă îți face o slujbă la biserică de un botez, de o nuntă, trebuie să-i dai bani, da?
Deci nu le folosește preotul în favoarea bisericii tot. Stați liniștiți, da? Eu cumpăr lumânări, cumpăr pamblici, cumpăr o grămadă de lucruri, pentru că în ritualul, dragii mei, trebuie multe cumpărate. Așa că vă rog eu frumos, eu nu că nu ajut oameni, că cei care sunt operați, cei care n-au posibilitate, au pensii, i-am ajutat și ajut cum pot, da? Și cei care nu vi se îndeplinesc repede dorințele sau ritualurile, păi sunt cazuri foarte grave la unii dintre voi, sau locuiți într-un loc negativ, sau voi personal gândiți negativ și logică nu vi se îndeplinește marea acusarea, da? Păi dacă eu te pun să faci un lucru și tu uiți sau nu vrei să-l faci, sau îmi spui că ai visat urât și că nu mai ai încredere în mine și că de ce spun eu ție poza aia, că ție ți este frică de lumânări negre? Nu, păi dacă ai și frică și asta, atunci ce apelezi ca să te dezlegi după o viață întreagă de încărcări de energie negative? Asta am vrut să vă zic, nu am nimic cu absolut nimeni, eu vă iubesc, dar un pic mai ușor cu facerea de bine, ca să nu zic ce înseamnă, pentru că am observat că cât de mult bine fac, eu sunt luată drept proastă și mie nu-mi place chestia asta, nu vreau să-mi scot în evidență calitățile rele, pentru că nu se merită, da? Spunând aștia, vă doresc începând de mâine o săptămână minunată, un început de lună minunat, călduros, plin de fericire, de pace, de dragoste pentru voi toți și vom începe lectura noastră pentru cei din prima variantă, da, cafeluța, deci cafeluța, punem pe farfurie pentru luna iulie. Hai să vedem ce vă zice vouă farfurioara pentru luna iulie, hai să vedem. V-am promis că o să vă fac și cu cositorul, cositorul trebuie bine descântat, nu pot să-l fac așa. Mă căutați și îmi spuneți când faceți cu cositorul. Ca să faci cu cositorul, trebuie să-l descânt cel puțin 2 zile ca să pot să-l fac. Nu sunt calea, pac, îl torn și l-am făcut. Nu, aia n-are nicio vrăjeală, pentru că cositorul trebuie descântat. Cine face așa, nu se face. Uitați, spune și zațul ăsta, care eu l-am pus acum 2 ore, l-am descântat, da? Ca să știm ce iese aici, nu ne apucăm și ne jucăm așa. Ce facem aici? Haideți să vedem ce vă iese, da? Pentru voi toți cei din prima variantă, ce vă iese în luna, în această lună. Pentru că astăzi suntem în 2, mâine suntem în 3, da? Ați scos din casa voastră o greutate foarte mare, un bolovan foarte mare, o supărare foarte mare. Poate că unii dintre voi ați scăpat de un porc, da? Acest porc vrea să însemne o boală. Poate că în această lună vă vindecați. Unii dintre voi aici aveți o broască țestoasă în 2 puncte, care înseamnă 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni cu realizări. Da? Ia uitați ce chip. Vedeți chipul? Este un bărbat aici, vedeți? Un bărbat care are și barbă. Vedeți barba? O să vă poarte noroc un bărbat la drum scurt. Da? Un bărbat cu inițiala de M și un bărbat cu inițiala de L. Sub acest bărbat mai este un chip, vedeți? Acest chip este de un alt bărbat care are o inițială de C și este supărat. Probabil voi în prezent v-ați îndrăgostit de un bărbat și cel din trecut îi pare rău pentru că voi v-ați făcut o altă relație. Dar să nu vă intereseze lucrul ăsta, mergeți pe drumul vostru că mergeți bine, dacă n-ați știut să aprecieze. Cei care sunteți în zodia Taur, o să aveți o realizare de pungă de bani în această lună în 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni. Pentru Taur vă iese foarte bine, a ieșit fix zodia voastră, da? Pentru o persoană cu inițiala de S, pentru alta cu inițiala de R și M, vă iese un pește foarte mare în casa voastră, realizări de bani și pentru voi la casă vă iese în această lună. Ia uitați aici un chip de copil mic, da, și deasupra lui o negreală. Aici vreți să rămâneți însărcinate și nu puteți, multe dintre voi, da, dar eu vă spun că în această lună, ia uite că se vede aici, veți rămâne însărcinate chiar dacă nu mai credeți, da, dacă sunteți cu inițiala de F, dacă sunteți cu inițiala de A, vă cade că o să rămâneți însărcinate. Din ce motiv n-ați rămas însărcinate? Ia uitați aici că se văd acești doi ochi și o persoană cu G, o care a avut treabă cu voi și vi-a făcut niște lucruri, dar acum această persoană pleacă în treaba ei și nu o să mai aibă treabă cu voi. Pentru zodia racului, mi-apare un rac aici, o să vă fac eu și horoscopul, vă cade o pierdere de bani. Atenție mărită, unde mergeți și ce faceți, unde vă lăsați pormâne. Poate mergeți în vacanță, poate mergeți să vă bălăciți la piscină. Eu văd că vi se sustrage, vi se fură, da? Pormoneul de bani și acte și documente tot. Aveți mare grijă. Aici eu văd o verghetă de asemenea.
o verghetă care stă să se rupă, da? Unii dintre voi vă cade o despărțire începând din data de 17. Dacă aveți relații care nu vă mai funcționează, vă spun că vă cade o despărțire. Dacă ținem așa, ia uitați ce femeie se uită. Vedeți ochii ăștia în jos așa. O femeie care este foarte supărată și această femeie are negreală în capul ei. Această femeie este o dușmancă de-a voastră care are o inițială de T și mai are o inițială de I și este foarte supărată pe realizările care le aveți sau care le veți avea pe viitor. Da? Această femeie este foarte supărată. Da? Aici mai mi-apare drumuri foarte scurte care le veți face, da, cu realizări, veți vărsa lacrimi de fericire pentru o împăcare, vă veți împăca cu cineva, da? La unii dintre voi vă apare pomul vieții, este foarte bine, persoane cu inițiala de V vă apare pomul vieții, aveți o viață care aveți 33, vedeți, care sunteți trecuți de 33 de ani și care aveți inițiala de C, începe să vă cadă realizări, vedeți acolo un 33 și un C, vă cade pomul vieții și vă cade realizări. Unii dintre voi aveți o mare protecție pentru că vă cade o piramidă, cei care sunteți cu inițiala de S, da? Aici vă apare un soare foarte frumos pentru unii dintre voi, este foarte bine cu acest minunat soare, da? Vă încălzește super, cred că mergeți într-o vacanță bine meritată, da? Aici, de asemenea, se poate vedea zodia leului care se ridică din cenușă într-un mod sau altul. Vi s-a întâmplat ceva și vă ridicați din propria cenușă, da, dragii mei? Și ce să vă zic, aici vi se va îndeplini o dorință legată de bani și o dorință legată de dragoste, da? Bineînțeles că o să vă extrag și o carte, să vedem și la carte ce vă spune, da? Să vedem ce zice cartea pentru cei din prima variantă, vis-a-vis de această lună care deja a și început, da? Și este o lună călduroasă și cu multe evenimente, să știți. Vă voi extrage și o carte pentru cei din prima variantă, să vedem ce vă spune și o carte la sfârșitul lecturii, da? Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, ia! Să vedem. Pentru voi cei din prima variantă aveți o dorință de o casă, orică doriți ca cineva să se întoarcă acasă, voi să mergeți într-o casă, să cumpărați o casă, să vă mutați, să aveți casa visurilor voastre, s-ar putea în această lună să vi se îndeplinească, dragii mei, dorința sau să cumpărați ceva în casă, să renoiți sau să zugrăviți, da? Să amenajați ceva în locuința voastră sau de ce nu să cumpărați o locuință. Doamne ajută la toată lumea. Haideți să vedem și pentru cei din a doua variantă, pentru luna iulie. Da? Ce vă arată și vouă celor din a doua variantă? Să vedem vouă ce vă cade. Cam încărcată la voi, prima nu a fost așa de încărcată, asta e cam încărcată, în primul și în primul rând. Aveți un clown și vi-l și arăt, sper să nu se ducă, da? Uitați-l aici, că se și vede, ia uitați, are doi ochi și un nas, vedeți? Un nas că se formează din trupul altă persoană, dar dacă ne uităm mai bine, ar pare a fi un cățel, da? Aveți un cățel blând, aveți o persoană de nădejde, de încredere, o persoană cu inițiala de C și o persoană cu inițiala de A. Sau poate aveți cățelul vostru propriu care vă iubește, mai ales dacă sunteți în semnul Capricornului. Ia uitați aici un Capricorn, da? Ori cumpărați un câine, ori aveți un câine care vă iubește. Ia uitați aici, da? Vedeți capul, picioarele, da? Această persoană care aleargă. Un bărbat care aleargă disperat după o femeie, dar această femeie nu-l mai bagă în seamă. S-ar putea ca cineva să alerge după voi, dar voi să nu-l mai băgați în seamă pentru că ați rămas dezamăgite pentru tot ce v-a făcut. Această persoană are inițiala V și S, da? După care aici calcă cu piciorul peste un cap de copil. Deci este clar că el nu l-a interesat de voi, să zicem așa, da? Nu l-a interesat de voi și de copil. Poate că ați făcut un copil cu acest personaj și a avut o perioadă de nepăsare, de indiferență și acum el fuge înapoi să vă recâștige, dar nu mai poate să vă recâștige, da?
Hai să vedem ce mai iese. Bineînțeles că din piciorul lui s-a format o cruce, deci acest bărbat a călcat și peste cadavre să-i fie lui bine și acum e prea târziu să se întoarcă. Va apare o veveriță pentru persoane cu inițiala de M, B, un L, va apare o veveriță. Veverița este aducătoare de noroc. În această lună vă cade un noroc în 4 puncte, 4 puncte, 4 zile, 4 săptămâni. Unele persoane suferiți cu probleme cu ochii, aveți grijă de la apa de la piscină cu clor să nu faceți o problemă la ochi, da? Pentru că văd că veți merge la control la ochi. Aici, în schimb, îmi apare un chip de o persoană care rânjește, da? Este o persoană rea, dacă puteți să vă uitați, și are un A din ochii ei, da? Este o vrăjitoare asta, care a terminat o magie de dragoste, a rupt o legătură dintr-un bărbat și o femeie, dintr-un bărbat cu inițiala de G și o femeie cu inițiala de I. Deci această vrăjitoare a făcut ceva vrăj ca aceste persoane să se despartă, da? Mai mi-apare o caracatiță, dragii mei, dragile mele, pentru voi în această lună. Caracatița poate să însemne, cum să vă zic eu, foarte mulți dușmani, când sunt foarte multe brațe, sau poate să mai semne probleme, da? La unii dintre voi, cu inițiala F, vă cade ceva și un M, vă cade ceva probleme, da, dragii mei? Aici vă pare că mergeți la piscină, înotați în apă, iau uitați, mare piscină, faceți o vacanță, aveți grijă cu insolația, da? După care aici va cade o inimă, dar și asta este rănită, doriți o împăcare cu cineva, dar persoana respectivă nu mai dorește în această lună să se împace cu voi, pentru că apare un liliac, această persoană are energie negativă și dacă nu se purifică, nu are șanse să vă împăcați, da? Aici, de asemenea, mi-apare un chip de o persoană cu ochi de pisic, o persoană perversă, ia uitați ochii dacă îi vedeți, se poate vedea, este fix un chip de pisică dacă îl vedeți, da? O persoană perversă cu voi, o persoană care are inițiala de L și un O, se mai poate vedea un N, atenție mărită. De asemenea, îmi apare zodia Gemeni cu ceva probleme nervoase, atenție mărită cu voi, cu nervii. Îmi apare Peștii, de asemenea, cu un succes mare, vedeți că mi-apare și zodiile și trebuie să le spun, da? Succes de bani, de asemenea, da? Persoane care plecați cu avionul, poate că plecați în vacanță în România, poate că plecați la un loc de muncă, ce știu eu, vă cade de bine aici, vă cade de asemenea o pisicuță care doarme, aveți o protecție, persoane care aveți inițiala de M, persoane care aveți inițiala de G și de O, aveți o protecție. Aici se poate vedea un pinguin, un pui de pinguin, vedeți, da? O să aveți și voi la rândul vostru un noroc la un drum scurt, da? Care sunteți cu inițiala de A și sunteți cu inițiala de P. Foarte multe drumuri în această lună veți face să rezolvați unele situații sau să, cum să vă zic eu, să faceți o vacanță bine meritată, contact foarte mult cu apa. Pentru zodia Scorpionului, eu văd că se clarifică o situație care stătea pe loc. Dacă ați avut o situație care stagna pe loc, pentru voi cei din zodia Scorpionului se clarifică. Apropo, la acea doamnă care vreți să scriu minutele, nu am cum, draga mea, și secundele cu farfuria și știi de ce? Pentru că prima variantă a fost mai puțin de spus, în a doua e mai mult, da? Și tu mă întrebai că de ce la prima spun mai mult și la a doua mai puțin. Dar uite că acum la a doua spun mai mult. Vezi, acum depinde cum îți iese ca fiaua, că nu, la prima o ieșit cum o ieșit, da, iubita mea? Aici ce se mai vede? Semne de întrebare într-o anumită problemă, să zicem așa. Aveți ceva probleme și vă puneți semne de întrebare. Eu văd că unii dintre voi faceți mantre de purificare foarte bine, lumânări foarte multe aprinse, foarte bine și întâlnire cu rudele. Hai să vedem dorințele, să vedem dacă vi se îndeplinesc dorințe. Păi aici aveți mai multe dorințe, poate că se îndeplinesc. Aici aveți o dorință legată de familie, de copii, da? În casa voastră. Aici aveți o dorință de o deslegare de cununie, cu o săgeată, cu inițiala de F și cam atâta, da? Vă extrag și vouă o carte să vedem ce vă spune și vouă o energie vis-a-vis de această lună, dragii mei, dragile mele, din cărțile noi. Vă extrag, haideți să vedem.
această lună. Ia uite, aici are legătură cu un rege, cu un bărbat cu funcție, un bărbat autoritar, un bărbat care deține ori o afacere, ori bani în mână. Poate că șeful dumneavoastră doriți să vă dea bani, poate că este soțul dumneavoastră care are bani și nu vă dă, poate că este un bărbat care apare în calea vieții voastre, bine înstărit, care vă dă bani. Nu este o dorință asta, mă scuzați, este o energie. Poate că în această lună aveți de a face cu un personaj care are bani, faceți o afacere cu acest personaj sau poate că veți avea bani, de ce nu? O lună prosperă. În luna asta multe zodii, o să vă fac cu zodiile, au posibilitatea de a se îmbogăți, balanțele, fecioara, săgetătorul, da? Au posibilitatea de a se îmbogăți. Taurul, Gemenii și Racul au probleme în dragoste, din câte am studiat eu, da? Leul, Balanța și cu Vărsătorii evoluează în carieră. Sunt mai multe lucruri, o să vi le spun în alt video, da? Sper că v-am încântat și de data asta. Dacă aveți mai multe, dacă doriți mai multe informații, un ritual personalizat sau doriți o lectură personalizată, mă căutați pe WhatsApp. Sper că nu v-ați supărat pentru ceea ce v-am spus, dar trebuia să vă spun că mi-a stat pe inimă, că asta sunt lucrurile și să clarificăm niște lucruri odată pentru totdeauna, pentru că după aia eu nu o să le mai spun și o să le fac, o să acționez, da? Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o lună minunată și o săptămână binecuvântată, dragii mei.